Salut, gemeni! Voi face citirea pentru relațiile uh, unei femei cu ascendent zodie, lună plină în gemeni, în uh, luna decembrie 2023. Să vedem cum vor fi relațiile voastre în această lună. Dacă predomină relații de natură, de iubire, de... Familie sau cele de uh, afaceri. Haideți să vedem ce spune oracolul Lenormand. Aveți aici un prieten. Zar părea că în această lună voi vă bazați pe un prieten sau o prietenă, o persoană care vă ajută, vă înțelege, vă puteți baza când aveți pe ei, această persoană, pe ajutorul ei, când aveți nevoie. să vedem, deci pentru o femeie, da, voi folosi nou arcane și iată că vedem din prima că pentru această femeie va predomina interesul pentru o iubire. Și totuși va rămâne un lucru mărunt, o instituție, da. și în acest colț apare drumurile. Apar. hai să vedem. Deci am putea spune că în ceea ce vă privește pe voi sunteți cumva în post. În Poseția să luați o decizie legată de iubire. Fiindcă veți primi o veste, o informație, cineva vă spune ceva despre persoana pe care o iubiți. Și acest lucru o să vă influențeze. Mai puțin, din punct de vedere al. Așteptărilor voastre. Știți că se poate întâmpla ceva, dar ceva care este minor, sau poate să reprezinte și ceva care este legat de un copil. Deci, dă un aspect de întâmplare. V-ați fi așteptat la această informație pe care o primiți legată de persoana iubită sau de iubirea voastră. Aici, totuși, persoana iubită se va descurca foarte bine cu banii, lucru care vă influențează și pe voi. Deci, are noroc să. Se angajeze undeva pe un salariu mult mai bun sau are noroc de o afacere bună care să aducă niște venituri importante în luna decembrie. Aici apare sub forma unui noroc acest lucru, deci se descurcă și are acest noroc partenerul vostru de viață, persoana pe care o iubiți. În schimb, eforturile voastre sunt pentru a realiza uh, ceea ce vă propuneți, dar uh, aceste eforturi, vedeți, s-ar putea să fie legate și de o problemă de sănătate. Fie că este a voastră, fie că este a altei persoane, da, avem copacul, care ne trimite cu gândul și la riscuri și la sănătate, și s-ar părea că voi va trebui să uh, faceți un fel de eforturi pentru a realiza, a rezolva această problemă de sănătate. Uh, cumva voi sunteți foarte atente la ce se întâmplă cu persoana iubită. La ce să vă așteptați. Deci sunteți foarte atente. În schimb, lăsați cumva în spate un răspuns pe care îl primiți de la o instituție. Dar acest răspuns, am zice că voi v-ați dori să se întâmple ceva. Acest răspuns să fie o speranță, să vă dea o speranță sau să fie cât de cât uh, benefic, dar s-ar putea ca acest răspuns să, să vă influențeze, să vă solicite să faceți o călătorie undeva unde să rezolvați o problemă legată de sănătate. Va să fie o problemă a voastră. Vă bazați totuși pe banii pe care îi aduce persoana iubită și considerați că până la urmă totul se va rezolva. Lucrul acestea mărunte, să zicem, informația pe care o primiți despre iubitul vostru sau iubita voastră, dar iubitul vostru. Scuzați-mă. Deci, iubita voastră Aveți aici o femeie, o femeie care este o tărâtă să vă nedreptățească sau o femeie care face anumite greșeli, cu toate că ea este o vulpe, deci ar trebui să fie vicleană, să vă fure, să vă păcălească cu ceva, s-ar putea să facă și greșele această persoană și aceste greșeli să apară pentru voi ca o întâmplare, ceva care se poate întâmpla. Greșelile acestei persoane pot fi legate de invidie, lipsă de recunoștință, dar. Aceste greșeli uh, pot aduce un accident. Deci, poate să-i aducă un accident sau uh, să vă influențeze cumva legat de o operație. Această persoană poate să încerce să vă și manipuleze, să vă trădeze cu ceva. Deci dacă are la mâne vă cunoaște cu ceva dacă știți o femeie roșcată și uh, capabilă să facă multe uh, răutăți așa, uh, vă gândiți că, într-adevăr, poate să vă și trădeze cu ceva și este bine să vă păstrați secretele. Și aici această instituție uh, vă duce cu gândul uh, la o uh, alegere. Acest, această alegere poate să fie benefică pentru voi. Deci, această instituție vă oferă cumva două variante, și voi, în funcție de ce alegeți, s-ar putea să alegeți drumul foarte bun care să vă aducă bucurie, contracte, aspecte utile dar apare și acest risc de accident sau de operație fiecare, în funcție de cum știți, dacă așteptați un răspuns la o instituție bancară, să zicem, s-ar putea să vă dea acest aspect, dar apare aici sănătatea. Mă gândesc că este mai repede o instituție sanitară, ceva care poate să vă dea un răspuns, poate că ați făcut niște analize și veți avea aici două variante. Alegeți să faceți operația sau nu, sau alegeți un alt tratament. Deci este o alegere. Voi va trebui să faceți această alegere, da? Acest aspect s-ar părea că voi s-ar putea să-l discutați și să discutați cu o persoană care este în postura acestei vulpi și ea va încerca să vă trădeze cu această perioada în care voi va trebui să acceptați o încheiere, o finalitate, ceva să se încheie în viața voastră și să înceapă altceva. Acestea ar fi aspectele principale. Vom vedea acum ce spun și runele. Deci, alegerea s-ar putea să fie legată și de iubirea voastră de persoana pe care o iubiți, dar în funcție și de această problemă de sănătate care poate să nu fie a voastră, poate să fie a unei alte persoane, dar voi veți face eforturi pentru această persoană. Adică este o persoană de la care țineți, o persoană unde voi implicați. Adică vă implicați cum ar fi vorba despre voi. Și totuși, așa cum am spus, este un aspect benefic acest... Iată de, de separate sunt aici pe la, la voi runele, așa au căzut. Nu aveți noroc. S-ar părea că norocul nu vă sulude în situația asta, în luna decembrie, și nu vă puteți baza nici pe sprijinul unui bărbat sau pe o victorie pe care o doriți. Poate fi vorba și despre o persoană masculină la care voi ați spera să vă ajute. S-ar părea că nu puteți să vă bazați pe acest sprijin. Această persoană are anumite probleme, poate să fie vorba și de probleme care să vă influențeze și pe voi, de mai mult o cădere, o nereușită. Aici avem o energie feminină. Eu stau și mă gândesc că dacă sunteți o persoană tânără cu, a, cu părinții în viață, s-ar părea că părinții voștri au probleme. Avem o energie masculină, o energie feminină. Și acest lucru vă influențează cumva. Vorbim despre o femeie care uh, vă trădează, vă minte, mai mult din egoism. Acest bărbat uh, poate și el să vă trădeze, dar uh, din anumite interese, și chiar să fie o distanță foarte mare între voi și acest bărbat. Uh, nu puteți să vă folosiți intuiția. Acest lucru nu vă ajută. Singura voastră șansă e, vedeți, această rună care este arbole de tisă, care spune că, de fapt, voi puteți să rezolvați această problemă foarte bine dacă vă doriți ce este drept, ce este adevărat, abordați o atitudine corectă, deci din punct de vedere corect, această problemă pe care o aveți, fiindcă zic eu cea mai importantă problemă va fi pentru voi această răspuns de la o instituție și mai puțină importanță va avea ce face această vulpe. Ea va cunoaște și ea anumite date uh, și chiar uh, se va implica, dar nu în avantajul vostru. Uh, așa cum și apare, deci o femeie care nu se va implica. Uh, această corectitudine voastră poate să vă aducă în postura în care Divinitatea. Uh, Vă protejează și vă dă șansa să pozitivați această situație, deci relația dintre cei doi, sau relația voastră cu cei doi, și să ajungeți la daruri, la daruri sentimentale, daruri materiale, aspecte benefice, chiar dacă nu ați avut noroc într-o primă fază. Deci, numai voi puteți să îi adunați pe cei doi, pe această femeie și pe acest bărbat, deci bărbatul și femeia, energia masculină, energia feminină, sau să rezolvați această cădere datorită lipsei voastre de intuiție prin corectitudinea voastră. Această rună spune că vă ajută să vă rezolvați problema. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!